Sute de bucureșteni au ieșit la protest în fața primăriei capitalei, nemulțumiți de primarul general. Traficul infernal din oraș, lipsa căldurii și apei calde în locuințe sau inexistența unui plan urbanistic general sunt doar câteva dintre nemulțumirile bucureștenilor. Jos Nicu Jordan! Jos Nicu Jordan! Jos! De când a venit primar general, a blocat orașul. A blocat capitala. Bucureștenii au venit cu lista de promisiuni făcute de primarul general la începutul mandatului și au bifat ce a realizat edilul capitalei în cei 3 ani de când ocupă funcția. Este o capitală abandonată, iar calitatea vieții în București a scăzut dramatic. De când a fost ales, eu am dat o declarație în septembrie 2020 și am spus că va fi cea mai mare catastrofă administrativă din istoria orașului. Din păcate, viața mi-a dat dreptate. Ce sperați să obțineți în urma acestui demers de astăzi? Noi vrem să obținem o capitală curată, cu apă caldă pentru populație, școli, universități curate, bine îngrijite. Sperăm o schimbare în bine. Domnul primar nu s-a ținut de cuvânt. Așteptăm un nou primar gospodar, că de asta avem nevoie, de un trai bun, decent. Poate să încerce pe ultima sută de metri să repare ceva? Domnul primar, chiar dacă va încerca, nu va reuși pentru că este prea târziu și nu cred că, sincer să fiu, nu cred că va face ceva, din moment ce mă așteptam să iasă puțin și să ia atitudine. Reprezentanții Partidului Umanist Social Liberal au fost alături de protestatari. Nicu Jordan nu numai că nu și-a îndeplinit proiectele, dar nici cele 10 condiții din ultimatumul dat de PNL pentru a-l susține din nou la alegerile de anul viitor nu au fost îndeplinite. Traficul rutier și sistemul inteligent de semaforizare, zero realizare. Soluții pentru mediu și poluare, zero realizare. A promis peste 30 de creșe și grădinițe, zero realizări. Sunt lucrurile cu care s-a angajat primarul general atunci când a cerșit voturile bucureștenilor și bucureștenii au avut încredere în el. Fapte nu vorbe! Fapte nu vorbe! Era momentul să arate toată lumea că ne-am săturat de promisiuni deșarte. Avem nevoie de niște fapte concrete. Bucureștenii din 2020 așteaptă ca tot ceea ce a promis Nicu Jordan în campania electorală să facă și n-a făcut nimic din ceea ce a promis. De ce atâta bătaie de joc la adresa bucureștenilor? Soluțiile propuse de PUSL sunt certe și la îndemâna unui om care se implică. Aplicarea masterplanului aprobat de Consiliul General al Capitalei încă din 2006 ar conduce la un trafic civilizat într-un oraș european. Nicușor, nu uita! Primăria nu e a ta! Nicușor, nu uita! Primăria nu e a ta!